Vedeți grătarul ăsta, exact așa e și Hasuiz, neconvențional. Și nu că suntem în flăcări sau transpirați, dar suntem on fire. Și vedeți mici ăștia, exact așa e tot ceea ce facem noi. Bine făcut! În episodul de astăzi... Mama mea! Boșilor, o să vomit! Furie, furie, nebunie, suntem cu Cabron! Hello! Și de ce te-am chemat aici? Nu? Trebuie să te dai cu nebunia asta. Și that's it! Da, ești pregătit! Cât să mai fur, cât să mai au, cum să mai sau mai mult? Am vândut păduri, am vândut și munți, am vândut câmpii, mai vând. Am furat avere, am mințit minere. Da. Așa, două întrebări, da? Da. Singularul de la ochelari este? Ochelar. Ok, și continuă versul. Mulți spun că sunt bogat, dar eu? Mulți spun că sunt bogat, dar eu? Eu împart fericirea. Ok. Cum am patut. Nu știu, ceva de genul. Fugi, e pe timpul tău. Ce trebuie să fac, să mă întorc? Dați-vă la o parte. Așa, scrie mare nume. Așa. C-A-B-R-O-N. Da, așa. Așa, și timpul. Ia, gata? Crezi că sunt forță cu 4 minute. E cam bine? 4 minute 4 fix? Minute. Fix da, în cap? La fix. Bine. La fix. Bun, la întrebări a fost așa, singularul de la ochelari este... Nu este, nu are singular. Celar, și l-are. Mulți spun că sunt bogat, dar eu, continuarea era, cerșesc fericirea în patul tău sărat. Felicitări, mulțumim frumos! 4 minute! Pentru săptămâna aceasta avem un spoiler, că Leo o să-și lanseze piesă și pare că deja își filmează clipul și dă din cap pe noua lui piesă. Iar aici e Lucian, la geam, care își caută inspirația pentru piesa lui Căle probabil. Și o să vedeți că a luat Amir, pentru că dansează din picioare și dansează din picioare. Iar aici l-avem pe Smiley, care încearcă să doarmă, dar după cum bine probabil v-ați dat seama, suferă de insomnii. Și suferă. Și suferă. Săracul Smiley. Iar aici l-avem pe Lucian, care cântă și se întoarce la un ecran. Probabil studiază niște valori. Iar aici l-avem pe Amir, care cântă în fața unui ecran albastru și apare pentru a patra săptămână consecutiv în vlogul nostru. Amir, ești un veteran. Iar aici l-avem din nou pe Lucian, care cântă la orgă. Sfatul nostru ar fi să nu vă cuplați cu un om de studio. Oricând, poate să vă tragă clapa. V-ați prins. Iar aici Smiley vorbește din limbajul corporal și ne spune "Paint me like one of your French girls." Și cântă piesa Migrena. Migrena, migrena, grena, grena. Scuze. Suntem aici cu Căle. Suntem aici. Bună, cu Căle! Salut, Căle! N-o să mai fii așa entuziasmat după ce o să-ți dai seama de fapt că 50% dintre astea sunt absolut odioase ca gust. Unele dintre ele au gust de Stinky Socks. Okay. Să rapim puțin, da? Tutti Frutti, gazon sau lămâie, ăla verzi, evident, așa. Ou stricat sau popcorn galben, cu... Poate să fie foarte bine, adică, cu, uite, astea din dreapta îmi plac toate. Da, aia zic, știi? Pasta de dinți sau berry blue? Afine. Da, bă, nu e așa rău, nici la pasta de dinți. Cât mâncam când eram mic. Aia și eu, adevărat. Așa, vomă sau piersică? Aici cred că toată lumea vrea vomă și nu piersica. Da, da, nu mai vrem. Nu? Aia, dar joci. Ok. Așa, mâncare de câini la cutie sau budincă de ciocolată? Budincă de ciocolată. Am făcut asta, am mâncat mâncarea primului meu câine. Serios? Am gustat, eram atât de curios, da, și eram mic. Da, da, da. Și îmi arătau ca niște cereale cu gust de carne. Da, da, jur că am făcut. Dar avea hrană umedă și am zis să încerc, era un pedigree foarte interesant. Mai avem așa cele verzi cu granule în ele, bugăr, adică muc la plural. Mucozități nazale. Mucozități nazale.
Zi tu ca să zic. La plural muci. Cu TKH. Muci. Așa? Sau pară zemoasă, mă. Poți să nimerești pară zemoasă. Uite, asta nu-mi plac perele. Nu-ți plac perele. Deci prefer, da, muci. Așa, avem baby wipes, adică șervețele de șters copii la fond, folosite sau nefolosite. Și nucă de cocos. Acum o să vă rog să dați că noi avem aici o rotiță pe care ei o vor învârti și în funcție de ceea ce pică, noi nu o să măvrim absolut nimic aici. Clasicul piatră, foară, foică, hârtie, începe Ramon. Păi să facem dacă îmi zici. Păi facem 2, 3 și zile. 2, 3 și. Ăla e bro. Da, deci ai luat bătaie cu ce fi de secundă în care... Oricum asta a fost măsluită, nu e ca așa. O, ți-a picat roșie. Ăsta adică. Da, da, da. Aia cu prima. Ăsta. Da, tutti frutti. Ha, adică bă. Ăsta. Era acolo în față. Da, hai. Deci, ca să ne înțelegem clar, nu e tutti frutti, sunt șosete împuțite. Ia, suflă. Loto cu cașcaval. Păi stai, lasă-l să dai. Oricum asta era... Verde. Verde cu granule, bro. Am înțeles. E cu granule, bro. O avem pe patru. Așa. Și pentru o să fie pară și nu o să-i placă, să fie scârboș, știi? Nu am zis că nu o să-mi dau seama. Gata. Negru. Negru. Verde normal. Verde normal, hai. Hai cu ăsta. Da, hai. O să-i apăr. Asta-s decent. E iarbă, are gust de iarbă. Da? Da. Pe bune? Da. Hai că nu e așa. O pastă de dinți. Pastă de dinți, da. Sau afin, mure, afin, afin. Fructe albastre, în traducere. Ia zi, bro. Și chiar o să te pun să sufli dacă e pastă de dinți. Ai înțeles? Nu, sunt berries. Da? Da. Ce drăguț. Chiar bun. Ce drăguț. Hai. Bine, Ramon. Bine. No, bine. Ți-am mai picat toată. Dă-i pentru... Acum dă-i pentru... Dai tu pentru Ramon. Dă-i fiecare, hai. Uite, țin eu. Uite. Aoleu. Aia a picat... La mine era, nu? Da. Mâncare de câini sau... E mâncare de câini. E mâncare de câini? Da! De care e? Să nu dai brand, să nu dai brand. Aoleu! Te rog. Hai. Da. Mamă, deci astea miros cumva... Se vede chimicalea în ea. De cu piersică. Mama mea! Boșilor, o să vomit! Păi asta e ideea! Hai! Cine tot zi? Asta cu picățele. Odată, deci ce-a picat deci, asta cu picățele? Deci poate să fie ori piersic, ori... Așa, odată aia că m-am prins de șmecherie și n-am luat-o pe aia cu granule. Ia, gustă, gustă. Eu zic că nu e neapărat după granule. După granulație. Nu, e vomă, nu? E vomă, nu? Mamă, lasă-mă! Alb. Ori șervețele de copii, ori cocos. Cocos? Cocos, nu? Ia, vreau și șervețele, sunt curioasă, oare mi-ai bă, dar vezi că nu sunt folosite. Mersi, care? Deci, declar aia de piersică, slash vomă, crimă. Nu, n-a fost așa rău. Dacă jucați, să începeți cu aia. Subscribe ha production și like și share și mâncați mici mâncați mici mâncați frunze.